Bună ziua, doamnă și domnilor, Magda Popescu sunt, urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi vă propun o dezbatere foarte interesantă. Am doi oameni politici și implicații în administrația municipiului Râmnicu-Vâlcea cu care să dezbat subiectele zilei. Viceprimarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, domnul Virgil Pârvulescu, PNL. Bună ziua! Bună ziua, doamnă Magda, bine v-am găsit! Și domnul Rămus Grigorescu, consilier local PSD. Bună ziua și la mulți ani! Mulțumesc frumos și să rămână! Acum să nu credeți că fiind ziua noastră vă și menajăm și nu mai întrebăm ce trebuie întrebat, pentru că bănuiesc că o să petreceți și noastră diseară cu familia, cu prietenii, cu cei care sunt aproape. Nici o fel de problemă, sunt două lucruri total distincte. Exact, la emisiune trebuie să aflăm adevărul și numai adevărul, nu? Haideți să începem cu lucrurile, câteva informații interesante astăzi, domnule Pârvulescu. Iată, avem un nou comunicat de presă de la Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, semnat de primarul Micia Butău, care spune, printre altele, că sunteți un nou Ceaușescu. De ce crede primarul Butău, domnule Pârvulescu, că sunteți, că semnați cu dictatorul Ceaușescu? Ai vrea să încep cu o glumă, probabil că mă asimile cu dictatorul Ceaușescu pentru faptul că o să-l balafundu la alegerile din 2024 și atunci o să zic că populația municipiului Râmnicu-Vâlcea a primit ordin ca să mă voteze pe mine. Nu. Domnul Mircea Butău se află într-o stare așa de transă pentru faptul că niciodată în toate mandatele pe care le-a avut nu a avut o opoziție corectă, nu a avut niciodată un contracandidat care să vină cu o proiecte la ceea ce propune dumnealui pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea. De altfel, dumnealui nu prea propune foarte multe lucruri pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea. Acum am văzut că supărarea maximă vine de la local privind After School, proiect care a fost foarte bine întâmpinat de către cetățenii municipiului Râmnicu-Vâlcea, cât și de forțele politice. Chiar la o emisiune de-a noastră am văzut pe un distins domn de la PSD care a zis că PSD-ul va susține acest proiect în Consiliul Local și căruia îi doresc, vreau să-i mulțumesc pe această cale și mă bucur că lucrurile bune lumea sunt văzute. Bine, este generoasă și utilă pentru familiile din Râmnicu-Vâlcea. Exact. Adică principalul lucru pe care eu vreau să-l evidențiez este legat de faptul că aceste costuri de funcționare ale after school-ului vor trebui în proporție de 80% propunerea mea și a colegilor mei, să fie suportate în procent de 80% de către Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Asta înseamnă că părinții care sunt la începuturile căsătoriei, când costurile sunt foarte mari, pentru educarea copiilor dumnealor, vor avea un ajutor foarte bun din punctul meu de vedere, în sensul în care o familie care are doi copii, vă dați seama ce economie ar reuși să fac. Un after school în momentul de față costă în jur de 1.500-2.000 de lei pe lună la școlile care funcționează în orașul nostru, iar o subvenționare cu 80% din partea primăriei ar însemna un cost 1.200 de lei redus, 2.400 pentru doi copii. Asta ar însemna că familiile în criza actuală și ce criză ne așteaptă într-un viitor apropiat vor reuși să meargă mai departe, să-și ducă copiii, să poată fi supravegheați, să-și facă temele, să participe la programe educaționale și ceea ce propunem noi în interiorul acestei aftăscuri. Nu am citit, cum de altfel nu citesc niciun comunicat al primăriei Râmnicu-Vâlcea, pentru că nu este instituția la care lucrați, domnule Pârvulescu. Instituția la care lucrez eu nu înseamnă doar Mircea Butău. Primăria Râmnicu-Vâlcea înseamnă mulți alți oameni de bine, oameni educați, oameni cu bun simț, oameni care își doresc lucrurile altfel în orașul nostru. Și aceste mesaje care frizează puțin cu ridicolul, nu au ce căuta, în punctul meu de vedere, să fie transmise de către o instituție a râmnicelor, indiferent de cine ar fi ea condusă. Asta face parte din educație. Ori educația este una dintre caracteristicile care nu putem să lăsăm uim pe domnul Mircea Butău. Da. Domnule Grigorescu, înainte să spuneți ce părere aveți despre chestiunea aceasta, vreau să citez un pic din comunicatul emis de Primăria Râmnicu-Vâlcea. La fel ca circule foamei imaginate de Ceaușescu, after school-ul lui Pârvulescu nu poate fi decât traumatizant, inuman și extrem de periculos, în primul rând pentru principalii săi beneficiari, copiii. Și prin această idee, alături de delta de pe Olănei sau de salariul minim impus, viceprimarul Pârvulescu dovedește că nu stăpânește noțiuni elementare, nici măcar la nivel superficial, că nu poate gândi în perspectivă și că este dispus să plătească pentru campanii publicitare și chiar să sacrifice binele câtorva mii de copii pentru a câștiga o falsă notorietate.
ce aș putea să vă spun? Ideea în sine este generoasă, să zicem, da? Dar este doar o idee, pentru că punerea în practică unei astfel de idei înseamnă mult mai mult. Știm foarte bine ce înseamnă administrația, știm foarte bine ce înseamnă modul în care concepe un buget pentru o astfel de instituție. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie văzut că foarte clar și citit foarte și legea educației naționale spune foarte clar că aceste activități de după școală pot fi realizate de către fiecare entitate școlară în parte, cu bineînțeles cu sumele aferente fie din partea primăriei, fie constituirea bugetului pentru after school, primărie plus părinți. De ce nu îl chem? Pentru că, în primul rând, îl chem în momentul ăsta. Se află într-o procedură de transfer către Universitatea din Pitești. Știm foarte bine, el tot... Dar nu se blocase acea procedură? Nu s-a blocat. Urmează cumva la nivelul administrațiilor centrale ca să emită o hotărâre de guvern pentru ca schimbul de terenuri să aibă loc. De când se emite hotărârea asta de guvern și de când tot discutăm de povestea asta? Haideți să întrebăm pe domnul Liberal, pentru că acum un an de zile ea s-a aflat pe masa guvernului și a fost retrasă. Mai departe, nu am de unde să știu care a fost motivul retragerii de pe... Nu, da, acum ați văzut că m-am lăsat și am o rugăminte să-mi termin ideea. Să vă întrebăm pe domnul Liberal și am vrut să vă răspundeți după aceea. Deci, în momentul în care... Mulțumesc frumos, sunteți drăguți. Mulțumesc frumos, sunteți drăguți. O să vă informațiile. Ideea este următoarea. Atâta timp cât această structură se află într-o procedură de transfer, ea nu poate fi la momentul acesta aruncată într-un joc, mă rog, de tip politicianist, doar de dragul că vezi, doamne, uite, avem și noi idei. De aceea cred că la momentul ăsta putem discuta despre after school, să sprijinim fiecare unitate școlară să-și organizeze propriile cursuri de după școală. Legea permite lucrul acesta, în mare măsură depinde de administrația. Asta este o idee pe care o susține PSD-ul, domnule Grigorescu, da, sau doar dumneavoastră? Nu, există legea educației naționale care spune foarte clar. Da, susține ideea unui after school, dar nu condițiile în care vii. Deci orice școală poate să facă chestia asta. Poate să facă orice școală. Știți foarte bine că școala numărul 13 a avut after school multă vreme. Haideți să vorbim despre... Acum avem... Inițiativa PNL este... Avem pe masa discuției... Nu știu dacă e inițiativa domnului Purvulescu, nu la PNL-ului. PNL, domnul Purvulescu e PNL, deocamdată, că nu l-a dat nimeni afară de la liberali. Nu, eu vreau doar să spun că vreau să vă spun doar atât că vorbim de ceva care nu este viabil. Da? Eu încerc să înțeleg dacă dumneavoastră cei de la PSD susțineți vreo propunere sau... Susținem after school-ul, dar nu în zona Olchin, pe o structură care deja se află într-o procedură de schimb. Vă rog, domnule Purvulescu. Vă rog acum. Vreau să-i răspund punctual, pentru că data viitoare să nu mai fac asemenea confuzii. Există o hotărâre de parcă vorbeați de educație și cultură mai devreme. Adică ceva de genul că nu mai vorbesc. Știți ce aș vrea? N-aș vrea să vă jignesc. Nu, dar eu nu am. Și aș vrea să nu ne transformăm dumneavoastră într-o țață și eu într-un domn care trebuie să vă răspund. Extraordinar. Aș vrea să vă spun doar atât. Referitor la hotărârea de Consiliul Local privind schimbul de terenuri, că mai devreme ați spus că există această procedură de transfer, este încheiată prin avizul negativ de la Guvernul României și în momentul de față nu mai există o procedură, nu este blocat, este refuz. Prin aviz negativ. Este avizul negativ dat de către Guvernul României. Asta a fost și motivul pentru care eu am mers mai departe. Mai departe, cu ceea ce înseamnă bugetul. Atunci când îți dorești să faci lucruri concrete și corecte în oraș, un bun gospodar știe să aloce resursele necesare. Mai departe. Și a spus de vreo două ori, organizarea acestor after school-uri, ar trebui să înțelegeți că o activitate economică într-o instituție publică nu poate avea loc. Pentru că instituțiile publice fac parte din domeniul public și nu fac parte din domeniul privat care să facă obiectul unor activități economice în incintă. De aceea after school-ul care are loc
care se înființează într-o școală, din punctul meu de vedere, care generează încasări de venituri și costuri, reprezintă o activitate economică și care contravine, în momentul acesta, legii finanțelor publice locale. Aveți laptop, aveți telefon, Google se numește motorul de căutare, căutați legea finanțelor publice locale, domnul Grigorescu, și puteți. Aia când o dați cu habar n-are și căutare, oamenii în general care nu se pricep și care nu sunt obișnuiți ca să fie contrați pentru faptul că n-au argumente, folosesc termeni de genul habar n-are, nu știți. Veniți cu argumente, cu articol, cu lege, cu absolut tot. Eu întotdeauna v-am răspuns cu articol. Mai mult decât atât. Mă bucură faptul că domnul Cocoș, aici într-o emisiune, a făcut afirmația că susțin acest after school. Am și înregistrare. De altfel, cred că dumneavoastră nu prea ați fost atent și nu cred că dumneavoastră, în momentul de față, faceți un bine partidul. Dar nu e treaba mea ce bine faceți dumneavoastră Partidului Social Democrat când faceți afirmații. Nu e treaba mea și nici nu mă interesează, sincer. Eu am vrut doar să vă duc într-o zonă în care data viitoare, când mai vorbiți cu prieteni, cu cunoscuți, să le spuneți așa: mă, eu am zis că Virgil Pârvulescu nu are dreptate, dar uite, m-a trimis la legea finanțelor publice locale și nu are voie, și nu are voie o școală să organizeze activități economice într-o instituție. Mai mult decât atât. Dar există școli în municipiul Micu-Vâlcea care au after school, sunt în ilegalitate sau despre ce trebuia să fie supus aprobării în Consiliul Local. Păi ați făcut acum o acuzație. Nu am făcut acuzație, este o prostie. O prostie. Deci, în momentul în care singurul care decide asupra închirierii, asupra proprietății bunurilor orașului Râmnicu-Vâlcea, singurii care sunt în drept să voteze sunt cei din Consiliul Local. Un asemenea proiect de hotărâre de Consiliul Local nu există. Domnul Pârvulescu, îmi spuneți că în momentul de față, bine, sunt în vacanță acum, dar anul trecut școlile care au avut acolo s-au aflat în ilegalitate? Da. Și am mai spus-o asta odată la dumneavoastră aici. Păi nu cred că a spus-o chiar așa, că pare grav. Eu vă spun foarte clar. În momentul în care desfășor, și acum vă spun dumneavoastră, și când se închiriază sălile de sport, da? Este o hotărâre de Consiliu Local care a aprobat inclusiv tarife pentru acest. Bun, haideți deci să asta vreau să vă spun. Haideți, putem să trecem de atacurile acestea între liberalii, între dumneavoastră și primarul municipiului. Da. Trecem și de toate chestiunile acestea publice. Da. Și să vedem dacă avem soluții. Ce se întâmplă în plan real, concret? Deci, în primul rând, copiii care ar merge la acest after school. Dacă acest after school chiar se va înființa și dacă și colegii mei din Consiliul Local vor vota și dacă domnul primar și secretarul municipiului vor pune pe ordinea de zi acest proiect. Proiect care a fost depus pe data de 15. Păi, ar trebui ca atunci când spun ei un circ al foamei și absolut, o să gândească la faptul că în clasele 0-4 copii care pot beneficia de facilitățile acestui after school sunt aproximativ 290 de copii. Ori 290 de copii reprezintă aproximativ jumătate din numărul elevilor care învață într-o școală. Și atunci înseamnă că toate școlile din Râmnicu-Vâlcea sunt circul foamei? Cine este primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, dă-și permite să catalogheze școlile din Râmnicu-Vâlcea circul foamei? Cine este? Adică dacă la o școală învață 800 de copii, știți care este treaba, strategia de generația respectivă înseamnă că este circul foarte. Iertați-mă, noi să discutăm în articol? Sau pot să plec, sau pot să merg mai departe? Da, deci nu. Vreau să fie foarte clar, dați-mi voie. Dumneavoastră sunteți consilier local, primăria municipiului. Da, și vorbim pe lege. Dați-mi voie atunci să mă exprim, pentru că această logoree pe care o aud la dumneavoastră nu face altceva decât să-i jignească pe oamenii care chiar știu cu ce se mănâncă. Da? E vorba de articolul 58 aliniatul 1 din Legea Educației Naționale, care spune foarte clar că toate unitățile școlare pot organiza activități școală după școală. Și ce am zis? Da, nu. A spus că sunt ilegale. Că sunt ilegale. Am spus că pot, de două ori am spus treaba asta.
iar spațiul utilizat da. De o haideți să vă citesc, nu. Ca să vedem legea, o activitate economică. Da? Unitățile de învățământ prin decizia Consiliului de Administrație, al școlii, da? Local. Deci nu, pot să-și extindă activitățile cu elevii după orele de curs școală, prin da? Programe școală după școală. Bun. After school. Da? În parteneriat cu autoritățile publice locale și cu asociațiile, programul poate oferi activități. Mai departe. Deci nu mai vorbiți prostii. Eu am spus așa. Deci nu mai vorbiți prostii. Am spus că sunt ilegale în momentul în care o asociație, în momentul acesta, folosește spațiul pentru after school. Abar la aveți, îmi cer scuze. O secundă. Nu mă jigniți pe oamenii care știu cu ce se mănâncă. Habar nu aveți, n-am vorbit numai. Habar nu aveți. Domnule Grigorescu, școlile respective aveți sunt dreptate. Utilizate ca de asociații care în momentul acesta încasează bani. Noi când vorbim de școli, sunt instituții publice care pot să organizeze, asta înseamnă fără taxă. În momentul acesta se încasează taxă, 1500 de euro. Și 80% cu care, și 20% de unde acoperiți? Domnule Grigorescu. De unde acoperiți pe a 20%? Deci, dacă vă opriți trenul din voce, dar nu pot. Nu, eu sunt foarte calm. Sunt calm și știți de ce sunt calm? Când dau seama că vorbiți prostii. Ba, da, mă rog, aveți dreptate. Dacă vreți să aveți dreptate, aveți dreptate în felul dumneavoastră. Legea spune altceva. Dar nu. Păi asta faceți. Asta faceți în momentul cine de față. Cine este cel care... Nu, eu vreau să vă spun. Bun, haideți să... Articolul 58, citiți... În 2024 lucrurile vor fi destul de clare. Da. Haideți să ajungem până acolo. Aveți dreptate, că nu vreau să... Deci avem opinia domnului Părvulescu vis-a-vis de acest after school. Domnule Grigorescu, haideți să ne focalizăm pe subiectul principal și anume after school. Domnul Părvulescu spune că acest after school se va întâmpla, se va realiza, se va înființa. Ce spuneți dumneavoastră? Pe ca reprezentant al PSD-ului aici de față Nu vorbiți pe persoană fizică, nu, vă rog. Eu îl cred pe domnul Părvulescu cu siguranță pentru că am văzut în ultima vreme... Veți vota, domnule Grigorescu? Deci încă o dată, eu îl cred pentru că am văzut în ultima vreme și Delta Park care a luat ființă și la momentul ăsta toată lumea se plimbă pe domnule Grigorescu. De asemenea, văd că toți vâlcenii au luat peste 3.000 de lei salariul. Da. Nu știu de cum să vă dați seama. Nu. Da, să știți că asta este o emisiune de dezbatere politică, nu e umoristică, oricât mi-aș dori. After school-ul este o chestiune. Veți vota, domnule Grigorescu? Cu siguranță voi vota. Pentru after school? Voi vota pentru after school. Iată, mai aveți un vot. Nu e niciun fel de problemă. Dar atât. Ați văzut? Să nu ziceți că nu fac eu campanie. Acum iertați-mă. Dacă dumneavoastră doriți da. Să intrăm într-o discuție de genul ăsta și vreți să vorbim serios și nu pe bălării, serios vorbim, lucrurile sunt foarte clar. Eu am crezut că fiecare unitate școlară, conform articolului 58... Am depășit momentul, domnul Grigorescu, am înțeles. Dar nu, că trebuie să spunem foarte clar. Pentru că mai am subiecte de discutat. Dumneavoastră sprijiniți un subiect, subiecte care le aveți nimic. Da. Sunteți zero bară. Da, ce căutați aici? Domnilor, încă o dată, această emisiune este una de dezbatere politică. Dar aveți dreptate. Habar n-aveți. Da. Vă place să fiți cercar? Nu. Dar vă uit așa la dumneavoastră. Sunteți cercar. Faptul că nu aveți. Dumneavoastră aveți un anumit nivel de pregătire. Și mi-aș fi dorit ca din partea dumneavoastră... Dar cine stabilește nivelul de pregătire? Da, de asta stabilește de lucruri Bălăscu. Nu, sunt alte persoane care ne pregătesc. Cine? Cei care le comandați dumneavoastră? Ne legăm de chestiunile acestea. Care le dați bani să scrie. Dacă te duci și interpretezi fără să ai esența... Domnilor, mi-aș dori să trecem la următorul subiect. Haideți să mergem la următorul subiect. Am înțeles. Aveți dreptate. Tot conflict politic. Genial. Tot scandal. Nu e scandal, dar are dreptate. De data aceasta, în felul dumnealui are dreptate și nu poți să-l contrazici. Că dacă îl contrazici, spune că vorbești, nu știi ce vorbești. Da, are dreptate. Da, vă rog. Deci arunc ideea și pe aia vă rog. Da, păi tocmai de asta încerc să fiu drăguță. Sper că mi-iese. Da, vă rog frumos. Tot conflict politic, tot între liberali și socialdemocrații / ecologiști, că iată sunteți în alianță în Consiliul Local, pe tema bazinelor de not, iar a fost o mega controversă, mega scandală, v-ați și răfuit, cum să zic, în mediul online, da? Au apărut tot felul de fluturaje, nu știu cum să le zic, flyere, așa. Flyere. Ce faceți, dumneavoastră, că mai sunt 2 ani până la alegeri? Cred că e prea devreme pentru genul acesta de discuții. Adică nu... Păi nu știu, aceste atacuri sunt porite prea devreme și vreau să vă întreb
Cum credeți că ați ajuns din nou în scandal cu, iată, primarul municipiului și alianța majoritară pentru din Consiliul Local pe tema bazinelor de not? Pentru că noi avem o altă opinie. Adică noi avem o opinie. Dar și cu scandal. Păi și cine a făcut scandal? Cine are prăștiat aceste flyere? Noi? Nu. Noi am avut o discuție foarte clară, pentru că atâta timp cât avem o zonă de distracție în Ostroveni, când avem un bazin pe care am cheltuit deja 7 milioane de euro până în momentul de față, bani care i-am plătit de la bugetul local. Da. Și în momentul acesta ne ducem într-o zonă în care... scuze. Nicio problemă, vă rog. Și ne ducem într-o zonă în care vrem să ducem lumea, să inducem lumea în eroare. Și se spune așa, vrem să cheltuim de la bugetul local 100.000 de euro, aproximativ 100.000 de euro, să cumpărăm un teren pe care vom construi niște bazine didactice cu bani de la CNI. Păi, în primul rând și în primul rând, CNI-ul finanțează. Când finanțează și cum finanțează și de ce finanțează, asta este o altă poveste. Sunt proiecte care sunt pe masa CNI-ului și de aproximativ 7 ani de zile și care n-au intrat niciodată la finanțare din lipsă resurse sau alte chestii. Bun. Nu în Râmnicu Vâlcea, și în general cetățenii municipiului Râmnicu Vâlcea își doresc un bazin olimpic. Un bazin olimpic care în momentul de față a fost proiectat și început în incinta ștrandului Ostroveni și care trebuie dus la capăt. Acum există atât de multe discuții și justificări legate de faptul că, domne, nu există soluția tehnică. Oare nu există soluția tehnică? În Dubai se construiesc piscine pe acoperișuri. Se fac tot felul. Nu există așa ceva, nu există. Dar acum, dacă totuși... Eu văd întotdeauna acuzele și mie îmi place ca cel care greșește să răspundă. Da. Înseamnă că cineva a greșit când a cheltuit cei 7 milioane de euro de la bugetul local. Aș fi vrut să văd acțiunile primăriei pentru recuperarea celor 7 milioane de euro de la persoanele vinovate. A făcut primăria vreo acțiune sau cumva sunt într-o cârdășie? Unde mă duc eu la 8? Cele 7 milioane de euro cheltuite cu amenajarea acelui strand olimpic care spune că nu poate fi utilizat. Cineva a greșit. Cine a greșit? În momentul acesta... S-au dat banii înapoi la Uniunea Europeană. S-au dat... Cine a greșit? Era primar domnul... Cine poate iară mă reclamă la CNA. Și după aia a venit domnul Matei. Nu știu, nu mă întrebați pe mine. Ei, aici trebuie să intervină instituțiile statului, să ia documentele la purecat și în momentul acesta să recupereze banii de la persoanele vinovate. Asta este un proiect al primarului Emilian Frâncu. Din punctul meu de vedere, nu mă interesează cine l-a început și cine l-a terminat. Păi cine a greșit? Cine a reziliat contractul cu Delta ACM? Cred că în mandatul domnului Gutău. Am fost noi în stare să ducem proiectul la capăt? Nu. Discutăm acum despre amplasament. A trebuit să dați banii înapoi, domnule Părfulescu. Ați dat banii înapoi la Uniunea Europeană. Era o banii finanțare... Banii imputați de cine a... a greșit. La cine a greșit? Trebuiau imputat. Și asta trebuie făcut. Nu, eu cred că există un proiect de hotărâre și cine a votat atunci trebuie să răspundă. Părerea mea. Domnule Grigorescu, pentru că ei poartă răspunderea. Nu știu dacă a fost domnul Grigorescu și nici nu mă interesează. Dar eu n-am terminat. O secundă, domnule Părfulescu, și revenim. Și dacă dumneavoastră stați în spatele realizării de flyere care îi atacă pe liberali. Dumneavoastră, pesetiștii. Stați un pic, ați terminat, nu? Pot să vorbesc, nu? Haideți, domnule Grigorescu. O clipă să mă gândesc dacă vă dau. Da, vă chiar vă rog frumos să stați să vă gândiți. Haideți că aici e dialog și emisiunea asta o moderez eu. În primul rând că... Că e ziua noastră, știți? Păi trebuie să fiți drăguți, că n-aveți ce face. Și sunteți drăguți, că așa sunt asta de obicei, de felul dumneavoastră, manierat, așa. Vă rog. Mulțumesc frumos pentru aprecieri, doamna Magda. De mine, da, da, dumneavoastră, tocmai, vă apreciază și am văzut că vă apreciază și vă susține. Haideți, domnule Grigorescu, că ajungem la final și nu vă apropiem. Este în felul următor, suma nu este de 100.000 de euro, suma este undeva la 78.000 de euro. Pe de o parte, pe de altă parte, motivul pentru care investiția respectivă nu a mai continuat a fost pentru faptul că pânza freatică este foarte apropiată. Mă rog, erau două lucruri total diferite. Asta nu înseamnă, faptul că aveam două zone cu bazine, nu înseamnă că, vezi, doamne, nu știu. Eu întrebarea care se pune în cazul ăsta... Poftiți? Am un proiectant la lucrare? Stați un pic, mă lăsați să termin ideea? Proiectul în sine. Nu, vreți să vorbiți? Păi nu, ați spus că dumneavoastră ați dedicat o soluție. Ați dat o afirmație așa? Legată de faptul că acest proiect a avut probleme.
A avut problemele cel mai extrovert. Da, de cel de au fost. Și de bani de abia nu ați întrebat pe domnul Crăciunescu? Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră. Nu, da, pe domnul Crăciunescu ați întrebat? Da, chiar. O afirmație de genul ăsta. Bun, ideea în sine. Da, domnul Crăciunescu chiar știe despre ce vorba. Da, vorbiți cu domnul Crăciunescu, eu nu eram atunci, iertați-mă. Păi nu, dar în momentul în care faceți... Dacă îmi dați voie să termin, nu cred că puteți lega o investiție de tipul celui care a fost la Ostroveni cu investiția care se dorea a fi făcută. Nu știu de ce o legați doar pentru treaba asta. Acolo am fost puși în situația... Da, flyerele nu le-ați făcut dumneavoastră. Nu știu despre ce vorbi, sincer. Nu, n-am idee. Cum nu știți? Că au circulat pe rețelele de socializare, pe WhatsApp-uri. Domnule Părfulescu. Ideea este următoare. Nu sunteți afectat. Erau două lucruri total distincte. Prostiile se sunt, de acord că cei care au greșit la proiectul de Ostroveni trebuie să plătească. Sunt de acord cu dumneavoastră aici. Ca să vedeți că nu am niciun fel de parte. Iată, am găsit un punct comun, bravo. Însă, investiția în sine pe care puteam să o facem la Ruren, după părerea mea, era tot în beneficiu cetățenilor. Nu știu care a fost motivația să legi de o chestiune care nu avea nicio legătură cu bazinul respectiv. Atâta. Mă rog, dacă putea să veniți să spuneți, domnule, că ați găsit nu știu ce chestiuni care țin de achiziția celor două termeni, de acord cu asta. Dar în timpul ședinței n-ați avut niciun punct de vedere pe tema asta. Cum să nu? Votul nostru a fost punct de vedere? Bine, ok. Aveți dreptate, nu vă mai contrazic. Începeți să jigniți și deveniți jenant. Trați în zona Răureni pentru construcția unor bazine didactice în niciun caz. Adică gen piscină. Așa. Aceste 4.000 de metri pătrați, din punct de vedere al funcționalității, plecând de la parcări, de la spații adiacente, de la construcția de bazine, era insuficientă. Asta genera o achiziție de alte terenuri de jur împrejur. Mai mult decât atât, să amplațezi două bazine didactice la o distanță de aproximativ 8 km de centrul Râmnicului. Păi oare asta încercăm noi să ducem copiii, trebuie să-i ducem supravegheații la bazin? De ce nu mergem în continuare pe soluția în care, dacă la Ostroveni există o problemă de construire, avem un studiu geo, avem un proiectant, aceștia răspund pentru aceste construcții. Avem compartiment tehnic la primărie. Oamenii au venit cu niște soluții. Dacă soluțiile nu au fost viabile sau dacă acel constructor nu a fost în stare să le pună în practică, asta înseamnă că cineva din primărie este responsabil. Cine este responsabil, se va demonstra într-un viitor. Apropiat, îndepărtat, nu știu, că nu mă interesează tema. Dar eu spun doar atât. Acel bazin olimpic de la Ostroveni se va construi, este posibil să fie construit, fără nicio problemă, există soluții tehnice de la oameni capabili care au construit în diferite orașe. S-a demonstrat că o construcție haotică în orașul Râmnicu-Vâlcea duce la o stare de disconfort al populației. Ostrovenul trebuie să aibă bazin olimpic. Ostrovenul și Nordul în același timp. Se vorbește de atâta timp. Două bazine olimpice? Exact. Și Nordul trebuie să aibă un bazin olimpic. Se tot vorbește de... Și aici nu vorbesc, vorbește... O clipă. Vorbește primarul ușor. Calmă, că nu e. Mai e un pic. Tot primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea ne tot povestea acum vreo 2 ani de zile în diferite apariții publice cum o să facă în Nord. O să facă un fel de piscină de nu există așa ceva. Și l-am lăsat în momentul acela. Aglomerația urbană din zona respectivă, deci aglomerația urbană și modul cum se construiește în zona Răureni, nu este pretabilă în acest moment. Okay. Din punctul meu de vedere, atunci când te duci, trebuie să oferi facilități. Vorbim. Am înțeles ce susțineți, domnule Grigore. Aveți ceva de spus pe tema bazinului de not? Mai am un subiect. Da, orice argument de genul că n-am vrut noi acolo, doar că nu vrem, nu l-a spus ca argument, poți să găsești orice altceva să spui că n-ai votat doar pentru că fie că e Ostroveniu, fie că e Nordul, fie că e departe de... Vă rog să aduceți o tablă la emisiune ca să-i scriu ideile domnului Remus Grigorescu. Le pentru că nu le reține. Principale, da. Că nu le reține. Hai. Și vine totdeauna, zice, fără argumente. Bun. Nu aveți argumente. Cu bazinul de nord, pentru că am E stilul dumneavoastră de a face astfel de apreciere. Dar în fine, treaba noastră. Domnule Grigorescu. Da, doamnă, vă rog. Eu vă propun altceva. Dacă vreți să mai vin la emisiunea dumneavoastră, facem un fel următor. Păi, da, eu vreau. Dacă vreți ca doar domnul Pârvulescu să vină cu lucruri și să nu fie întrerupt, da? Dar nu v-a întrebat nimeni, v-am întrebat. Mi se pare normal că ori de câte ori încerc să iau
să vin cu argumente solide, Grigore, să luați peste întrerup. Picior. Păi da, da, dacă acum și eu ce să fac? Dacă domnul Fârbulescu are un simț al umorului atât de... Da, nu, nu, nu. Bun, haideți că mai am un subiect, s-a stabilit termenul pentru procesul de incompatibilitate al domnului Fârbulescu aici de față. Mulțumiți lui Dumnezeu că n-aveți procese, domnule Grigorescu, sunteți un om fericit. E problema personală. Așa, este nu neapărat personală, că ține de Consiliul Local și vă explic de ce. Cu ce anume? Imediat vă explic. Poate că ține de 19, 19. Domnul Grigorescu. Asta ține într-adevăr de Consiliul Local. Mai puțin problema de incompatibilitate, problema dumnealui, nu e problema Consiliului. 19, mă lăsați să termin și eu de aia. Mă lăsați să vorbesc și menințimea mea. Mulțumesc frumos! Da, 19.10.2023, domnule Părvulescu, aveți termenul fixat de Înalta Curte de Casație și Justiție. La cum se dau termenele în România? Este posibil. Există mai multe variante, le luăm pe toate în calcul, domnule Grigorescu, statistic vorbind, pentru că este posibil așa, să vă judecați, să pierdeți, deci nu mai candidați în 2024. Mai candidez în 2024. Păi trebuie să luăm în calcul toate variantele. Da, da, toate variantele. Da, așa. Păi nu e vorba de articol, este vorba de ce se poate întâmpla. Incompatibilitatea pentru ocuparea de funcții publice cu excepția celor alese. Așa scrie în articol. Deci să vă judecați și să pierdeți. Da. Să vă judecați și să câștigați. Și să vă mai dea un termen după alegerile locale și să puteți candida. Deci cam astea sunt variantele de lucru, domnule Grigorescu. Cumva stați... Este... Stați într-un stres, ca să zic așa. Pentru că, iată, cariera noastră politică este pusă sub semnul întrebării în momentul de față, pentru că nu știți dacă veți putea candida sau nu. Deci am spus-o și o repet. Nu am nicio mai mică emoție în privința procesului. Și am să vă spun și de ce. Pentru că există o prevedere destul de clară și nu mi se interdice participarea la alegeri. Mai mult decât atât. Ei, și mai vă spun ceva. Da. Termenul este unul normal pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru faptul că până acum, când funcționa doar în Batiște, termenele erau date la aproximativ 2-3 ani de zile. Acum, beneficiind de încă 4 săli de judecată la Camera de Comerț și Industrie, procesele au primit un termen mai rapid. Eu mi-aș dori să mă judec de la primul termen, de așa manieră încât să dispară din piață așa toate privirile astea ațintite asupra mea. Oamenii să fie atenți la... Oamenii trebuie să fie atenți la ceea ce fac eu ca om și ce îmi propun să fac pentru municipalitate. Dacă ne referim la acest proces, domnule Grigorescu, haideți să vedem și cum s-a ajuns aici. Avem o decizie a anii din octombrie 2021. Da. Domnul Grigorescu, vă rog să fiți puțin atent la mine. Da, că vă spun și de ce. S-a aflat în stare de incompatibilitate domnul Fârbulescu ulterior alegeri în funcția de consilier local al municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru mandatul 2020-2024, că de el vorbim, întrucât în perioada 29 septembrie 26 octombrie 2020 a exercitat simultan și calitatea de funcționar public, deși la data de 29 septembrie 2020 a intervenit suspendarea de drept a raportului de serviciu, încălcând astfel multe prevederi și legi. Acum să o luăm logic. Da. Acum și dumneavoastră și domnul Remus Grigorescu a făcut parte și din Consiliul anterior. După data de 29 septembrie, Consiliul Local vechi a funcționat până în luna octombrie, de acord? Da, până la depunerea jurământului următorului. Exact, bun. Eu puteam să am calitatea de consilier atât timp cât vechiul consilier. Nu. Alesul spune așa. Spune când zici. De întreruperea raportului de serviciu. În octombrie la depunerea jurământului. Nu? Spune foarte clar. Și să vă spun de ce. Exercitarea. De la exercitarea. Așa scrie în lege. De la exercitarea. E ori exercitarea mea a calității de consilier. Dacă eu, de exemplu, fiecare consilier local trece prin filtrul justiției. Da. Și atunci dacă justiția spunea despre mine că nu este... Nu, din poate. Poate trebuie să ieșim, deci, la terminat emisiunea. Nu se vedeți. Ce este interesant? Ce este interesant este faptul că dumneavoastră ați fost în incompatibilitate pentru că trebuia înainte, dumneavoastră apăreți în registru național al celor care cotizează pentru campanii electorale, păi erați în calitate... Păi na, nu e așa. Vă rog, de acolo vi se atrage, nu de la altceva. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Fârbulescu, domnule Grigorescu. Mulțumesc și eu, mulțumesc frumos. Prezența, am ajuns la final. Domnul și domnule, eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei. La Antena 3 Vâlcea, vă doresc o după amiază plăcută. La revedere! La revedere! E greu să cred.